Ai simțit vreodată în viața ta că oricât te-ai rugat și l-ai căutat pe Dumnezeu, nu ai primit niciun răspuns la rugăciunile tale? Apoi ai continuat să te rogi și iar să te rogi, dar fără să primești niciun răspuns? Ei bine, Domnul Isus le-a spus o pildă ucenicilor ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. În Luca 11, el a explicat ce înseamnă rugăciunea stăruitoare în felul următor. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Așadar, Trebuie să vă rugați. Dați-mi voi acum să vă împărtășesc povestea mamei mele și a modului în care m-am rugat pentru ea. M-am rugat pentru ea timp de 25 de ani, înainte ca ea să se întoarcă la Dumnezeu. La un moment dat, mama mea a spus, nu sunt o creștină, niciodată nu voi deveni una și nici nu mai vreau să aud nimic de Dumnezeu. Așadar, ce-i face dacă nu ai mai putea vorbi cu propria ta mamă despre Dumnezeu? Vă spun ce am făcut eu. Am vorbit cu Dumnezeu despre mama mea. O, și Dumnezeu a lucrat cu credincioșie și e 25 de ani în viața mamei mele. Chiar dacă a fost o perioadă lungă și de multe ori am vrut să renunț la a mă ruga pentru ea, Duhul lui Dumnezeu m-a încurajat să continui să mă rog. Și așa am stăruit în rugăciune și nu numai că Dumnezeu a lucrat în mama mea, dar a lucrat și în mine. Pentru că scopul stăruinței în rugăciune nu este să-L faci pe Dumnezeu să se răzgândească, ci mai degrabă să-ți schimbe viața. În timp ce mă rugam pentru mama mea, Domnul mi-a arătat tot felul de lucruri în viața mea care nu erau pe placul lui Dumnezeu, chiar lucruri prin care am dezamăgit-o pe mama. Odată Dumnezeu mi-a vorbit în felul următor, Sami, ai fost un fiu nerecunoscător. Atunci am sunat-o pe mama și mi-am cerut iertare și știți ce s-a întâmplat? am spart puțin gheața. Bineînțeles că ea nu s-a întors imediat la Hristos, dar mi-a îngăduit să-i vorbesc despre Dumnezeu și încet încet de relația noastră s-a îmbunătățit, iar Dumnezeu a început să ne apropie tot mai mult. Iar într-o zi mama m-a sunat și mi-a spus, Semi, am nevoie de Dumnezeu, am nevoie de Hristos, am nevoie de ajutor. Chiar atunci am început să mă rog pentru mama mea, iar mama s-a întors cu toată inima la Dumnezeu asta s-a întâmplat după 25 de ani de rugăciune. Domnul Isus a spus, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Așadar, roagă-te și iar roagă-te și nu te da bătut. Crede că Dumnezeu te va schimba pe tine, apoi va schimba și persoana pentru care te rogi.